Mă gândeam dimineață că mergem la biserică. Am găsit ușa deschisă. Nu este nimeni care să ne întrebe de credința noastră. Nu este nimeni care să ne tragă la răspundere pentru credința noastră. Însă, frații mei, nu tot același lucru este cu alți frați de-a noștri în lume. Ne-am rugat pentru noi, ne-am rugat pentru problemele noastre, ne-am rugat pentru ceea ce ne frământă pe fiecare dintre noi, dar nu cu mult timp în urmă vreau să vă amintiți de biserica din Afganistan. În Evrei, capitolul 13, cu versetul 3, Apostolul Pavel, sau cine a scris această epistolă, are un îndemn pentru noi destul de clar și spune în felul următor, chiar foarte respicat. Vă citesc versetul 3. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi legați cu ei. De cei chinuiți ca și unii care și voi sunteți în trup. Ceea ce ne învață apostolul și autorul scrierii către evrei este faptul că cei chinuiți și cei ținuți în lanțuri nu sunt cei, nu trebuie să ne rugăm pentru prizonieri care au făcut cei ce sunt în închisoare, care au făcut ceva lucruri răutăcioase, ceva lucruri care sunt împotriva legii și sunt pedepsiți pentru asta. Nu pentru asta trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm pentru oameni chinuiți și ce sunt în lanțuri pentru Hristos, pentru credința creștină. Și ceea ce ne spune el în continuare versetul, ne spune un lucru foarte interesant. Ca și voi, ca unii care sunteți în trup. Expresia asta, ca și voi care sunteți în trup, poate fi interpretată în două mari direcții. Una dintre direcții este că se face referire la trupul lui Hristos, căci noi suntem trupul lui Hristos. Noi suntem parte, într-un mod global, al trupului lui Hristos. A doua referință sau a doua direcție în care te poți duce cu interpretarea acestui verset este faptul că și noi, în mod basic, în mod normal, suntem oameni care avem trupuri și noi putem fi în situația lor. Este un mare har, vă spun sincer, este un mare har că te poți aduna cu frații tăi și te poți închina. Dar în același timp este o responsabilitate extraordinar de mare. Știți care e aceasta? Să ne rugăm pentru frații noștri care nu au această posibilitate. Am înțeles că în Afganistan sunt oamenii vânați pe stradă, li se uită în telefon și dacă găsesc aplicații cu conținut creștin, sunt pedepsiți. Este datoria noastră, este datoria mea, este datoria bisericii să ne rugăm pentru acești oameni. Hai să lăsăm 5 minute la o parte problemele noastre și să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă pentru noi care suntem în trup avem posibilitatea să ne rugăm. Ce îmi place foarte mult și apostolul acolo subliniază respicat. Știți cum să vă rugați pentru acești oameni? Ca și cum voi ați fi legați. Identificați-vă cu ei. Puneți-vă în papucii lor. Gândiți-vă 5 minute la viața lor. Așa să ne rugăm. Amin.